Salutare chat și bine v-am găsit cu un nou episod din Euro Truck Simulator 2 de data asta. Și de obicei, ca pe normal, că nu se putea altfel ca cătă să-și pună pe silent telefonul. Și de așa mai departe. Așa. Așa. Bun, dacă data viitoare. Dacă data viitoare. Ieri a apărut un episod din 5M. Așa. Dacă data trecută, adică ieri, s-a filmat un episod de pe 5M, de pe serverul WANTAP România Roleplay, pe care o să aveți link în descriere și către pagina de TikTok și pagina de Instagram și pagina de, adică Discord-ul, așa, o să le aveți toate în descriere și vă invit cu cea mai mare plăcere să intrați acolo. De data asta o să vorbim de la Iași spre Bacău, de cum am apucat eu de 5M, cum am descoperit eu 5M-ul. Așa, și mai multe chestii legate de 5M, dacă tot suntem în domeniul ăsta, și eu o să încerc să promovez serverul ăsta cât mai bine, cam pe toate videoclipurile. Ca să atragem cât mai multă lume, pentru că serverul, din punct de vedere calitativ ce oferă, merge, se mișcă și merge perfect. Așa. Așa că hai să începem, că e foarte puțin kilometri, sunt undeva la vreo 77 de kilometri doar. Așa că adică am băgat în viteza greșită. Așa că hai să începem. Mă, tot distracția asta cu 5M a început în primul an de România Elite, cu moitatea de Eurotrack, din care am făcut parte și sunt mândru că am făcut parte. Dar pe vremea nu aveam calculator să le joc 5M. Aveam o râșniță de calculator. După care m-am angajat, am mai pierdut vreo două servere de 5M, pentru că cu moitatea România Elite a avut și servere de 5M, chiar două la număr, care mergeau în același timp și aveau player online pe el. Pe vremea era 32 din 32, că două numai atât se putea pe ambele servere. Am pierdut alea două, s-au mai deschis încă vreo 3 pe lângă, după al treilea am prins și eu și de acolo am început eu să joc 5M, că între timp mă angajasem și mi-a făcut calculatorul, care acum stă pe dulă și urmează să-mi cumpăr o placă video pentru ăsta, și calculatorul care e pe dulă va veni la frate meu, îl voi da lui frate meu ca să se joace Counter și ce să mă joacă el, și voi rămâne cu ăsta actual, doar că trebuie să-mi fac niște un upgrade la placa video. Anul ăsta 100% se întâmplă. Și am început să joc 5M. Am jucat pe mai multe servere. Comunitatea România Elite a avut vreo 4 sau 5 servere. Am jucat acolo. Singurul server pe care am jucat recent, înainte să-mi deschid eu serverul ăsta și cu băieții,
care mai e acum valabil și în picioare, stă în picioare și e deschis, este Learn to Play, unul dintre foștii fondatori la început ai comunității România Elit, pe vremea în care eu nu eram în România Elit, că eram certat pe vremea cu Mr. Bandit din cauza scandalului care l-a avut el cu alt YouTuber pe vremea Driver Geo, care avea comunitatea de Eurotrack. Așa, bun. Și ăsta tot așa este. Bun, așa că eram un panto. Și am intrat prin al treilea an în comunitatea România Elite, în fine, servere, vorbim de 5M, acum nu de comunitatea România Elite, am video pe canal despre comunitatea România, despre comunitatea România Elite și restul. Și ideea e că, bă, băiatule, am vrut să juc 5M. Am jucat, mi-au plăcut serverele. Pe mine, pe 5M, am încercat mai multe roluri. Pe mine mă prinde foarte mult pe 5M. În viața reală sunt un om oarecare cu bun simț cu de toate, dar în viața online, să zic așa, pe 5M, mă prinde foarte mult și foarte bine rolul de mafiot. Am încercat să joc și rol de polițist, am fost și chestor general, adică, pentru cei care nu știu, șeful poliției și așa mai departe, nu m-am simțit eu ok. Tot pe partea de mafie mă atrage. E, cum ziceam, acum câteva luni de zile, 3 luni de zile, am început proiectul ăsta cu mai mulți băieți. S-au perindat mai mulți băieți, am început cu doi băieți, au plecat ăia, au venit alții, iarăși au plecat, iarăși au venit. A venit acum scriptul pe care l-am, măduțul cu paiașului Tălpile, m-a ajutat și mă ajută omulețul ăla la cele mai mari, când am nevoie de el. A rămas lângă noi, serverul merge tot pe bine, frumoase. Acum este că am zis că dacă tot e să mă joc iarăși 5M cu băieții cu care mi-am făcut eu prietenie strânsă și așa mai departe, asta nu mai depind de X, de Y, stai să faci aplicație, stai să intri pe server, stai să îndeplinești orele necesare, fă aplicație, dă teste ca să intri în staff. Adică să nu mai depindem de chestia asta, am zis să ne facem noi un server al nostru, s-au dat gradele, nu pot să zic din prietenie sau ceva, dar s-au dat grade la prieteni mai vechi, mai grade de staff mult mai mari decât la restul. Așa. Dacă stai puțin așa, dacă ai nevoie să te ajut, am supoi și să așa. Și va totul bine frumos, vorbesc și prin mesaje pe Instagram cu băieți, cu unul dintre băieții de la fondatorii de la OneTap, Sergiu, pe numele lui, nu îi zic și nume de familie că nu e frumos, se știe băiatul care e, tot jos pălărie pentru Sergiu, pentru amândoi băieții ownerii de la OneTap Gaming, chiar dacă momentan OneTap Gaming a luat o pauză, eu țin legătura cu amândoi. Și vorbesc acum în mesaje cu unul dintre ei, cu Sergiu. Și na, de aia nu sunt prea atent la drumuri și așa, m-am măsit. Dar nu e problemă.
Asta să fie cea mai mare problemă. Bun, și a luat naștere proiectul ăsta. Bă, toată lumea, haideți bă să ne facem un server. Ok, ne facem un server, dar cum să ne numește serverul? Bă, zic, nu știu. Hai să-l facem prima dată și când îl punem pe host, îl redenumim. Dar stai că eu deja am host cumpărat. Bine, pune pe host, lasă-l așa și când e gata, înainte de deschidere, îi dăm numele X, Y, Z. Zici ce făcut, am început să lucrăm la el, am zăpăcit, l-am făcut, l-am dres, l-am toate, când să vezi ce. Ops, stai că trebuie pus numele. Ok, am pus numele, am pus poza, am pus tot. Și așa la naștere proiectul care e al meu de suflet. Și o să pun mult suflet și o să mă implic, o să încep să mă implic în proiectul ăsta. Așa cum, drept urmare, v-am lăsat o pagină de Instagram. O să vă lăs în descriere, am creat-o aseară, o pagină de Instagram unde deja sunt 6 poze postate pe de pe server. O pagină de TikTok pe care urmează să stăm acolo. Pe care urmează să postăm și acolo. Și după care și link către Discord-ul comunității, ca să intrați acolo, să vorbiți cu noi, să intrați pe server, să jucați, să ne jucăm de fapt toți. Pentru că până la urmă urmei, de aia am făcut să intre cât mai multă lume. Ce vreau să zic, gradele de staff nu se dau pe bani, nu se dau nici moca, va trebui să intrați să îndepliniți anumite cerințe pentru acele grade de staff. Și drept urmare nu mai cereți grade de staff și așa mai departe, că nu o să primiți niciodată grade de staff cei care cer. Așa că puneți mâna, citiți regulamentul ăla la Discord, citiți ce trebuie să îndepliniți pentru a face parte din staff și cum puteți să faceți, și când vor fi deschise aplicațiile, veți aplica și veți da testele și așa mai departe. Bun. Bă, băieți, eu în mare v-am zis ce am avut de zis, cum am apucat eu de 5M, că asta urma să vă spun, dacă tot suntem amintat în domeniul ăsta de 5M acum. Așa am început eu să joc 5M și așa am început eu să am viața de mafiot pe parte online. Asta nu se confundă, da, părțile online cu cea de real life, pentru că nu are nicio legătură una cu alta. Pentru că în viața reală nu mă comport ca un mafiot, nu fac lucrurile care le fac pe serverul de 5M și așa mai departe. Deci viața de online e viața online, viața de realitate, în realitate e viața în realitate. Așa că stați o secundă că mă duc să întorc ori să-mi fie mai simplu pe aici să parchez și mai trag un pic de timp ca să vă zic. Deci cam asta e toată treaba cu partea de 5M, cum a luat naștere proiectul ăsta, adică proiectul meu de suflet, serverul de 5M. Aveți și numele ce și cum trebuie. Și încă o dată, nu le mai comparați între ele, pentru că v-am zis și ieri, n-are nicio legătură unul cu altul, numele. Mamă, dar ce are, mă, că moare motorul, mă? Fii atent. Așa că ce naiba? Așa. A agățat colțuri, morci. În gard. Așa că am ajuns și la sfârșit și
Cam asta a fost și video pe azi. Easy. Scurt, dar la obiect. Spuse toate. Așa că acum, ce să zic, mai puțin în Eurotrack, mai mult 5M zilele următoare și pe live-uri și așa mai departe. Până atunci, hai să parcăm și noi remorca asta. Bine, seria va continua pe Eurotrack, nu e problemă. Dar... acum mai puțin pe live-uri Eurotrack și o să vină mai mult 5M și pe TikTok și pe restul. Așa, haide. Bun. Hop. Hop. Bun, până data viitoare, eu v-am salutat, aveți toate detaliile în privat, în descriere, o să le aveți toate link-urile necesare și noi ne auzim episodul de mâine, care tot pe Eurotrack va fi, sau pe 5M, vedem. Vanuț, o să vedeți mâine. Bye bye, ciao ciao.